Bine v-am regăsit, dragi prieteni și ascultători ai emisiunii Valiza cu Păcate. Și astăzi avem un subiect pe rol care sună în felul următor. Am avut prea mare încredere în Dumnezeu zicând, oricât aș păcătui, mă iartă Dumnezeu, că El e bun. Întrebările în cadrul emisiunilor noastre se îndreaptă spre invitatul permanent, pastorul Ionco Cârțău. Bine ați revenit în studioul nostru. Mă bucur să ne revedem. De fiecare dată, cu forțe proaspete veniți pe la noi, sper că și astăzi e să fie la fel. Să ajute Dumnezeu. E păcat să ai încredere în Dumnezeu? Nu e păcat, dimpotrivă, e o mare binecuvântare să te poți încrede cu toată inima, cu tot sufletul în Dumnezeu. Și asta trebuie să o spunem răspicat în orice situație și împrejurarea vieții noastre. Dar e păcat să ne încredem în Dumnezeu zicând, oricât aș păcătui, mă iartă Dumnezeu, că până la urmă asta e treaba Lui, să ierte. Asta cu adevărat este un păcat și păcatul acesta poate de fi descris în noțiunile cele mai simple ca o abuzare de harul și de îngăduința lui Dumnezeu pentru viața ta. Ori niciodată nu suntem chemați, prin intermediul Sfintei Scripturi, să abuzăm în felul acesta de Dumnezeu. Dar noi mărturisim prin crezul nostru, prin convingerea noastră doctrinară că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu este plin de bunătate, că Dumnezeu este credincios, că Dumnezeu este unul care vrea să ofere fericire omului și toate aceste lucruri sunt valabile. Dar niciodată nu suntem îndemnați să abuzăm sau să ne socotim sau să batjocorim aceste lucruri, știind că Dumnezeu le face pentru noi. De unde concepția aceasta că pot păcătui oricât? Concepția aceasta e, dacă vreți, pornită din o percepere a lui Dumnezeu doar sub o singură fațetă. Și oamenilor le-ar plăcea să-L socotească pe Dumnezeu ca fiind doar Dumnezeul dragostei. Numai că El nu este doar Dumnezeul dragostei, El este și Dumnezeul dreptății, El este și Dumnezeul judecății, El este și Dumnezeul care se mânie, El este și Dumnezeul care judecă. Toate aceste trăsături trebuie îmbinate și aduse lângă toate acele trăsături pozitive pe care Dumnezeul nostru le are. O imagine deformată a ceea ce este Dumnezeu te poate duce în situația aceasta să ai un crez eronat, un crez greșit, chiar în legătură cu greșelile pe care le comiți, gândindu-te că te iartă Dumnezeu. Dar până la urmă, iartă Dumnezeu oricât am păcătui? Iartă Dumnezeu, indiscutabil, și ne este spus prin cuvânt că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Problema este de mentalitate din partea oamenilor, problema este de gând din partea oamenilor, problema este de o anumită percepție pe care omul o poate avea și asta Dumnezeu o cunoaște. El pătrunde gândurile, pătrunde inima, pătrunde mintea noastră și, bineînțeles, cunoaște crezul nostru, cunoaște valorile pe care le îmbrățișăm. Ori, totdeauna când noi mărturisim un asemenea crez și ne manifestăm în consecință, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înțelept ca să priceapă că, de fapt, noi îl batjocorim pe El. Noi ne batem joc de harul lui Dumnezeu. Disprețuiești tu, omule, bogățiile binecuvântărilor lui Dumnezeu și ale dreptății lui Dumnezeu, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, spunea Apostolul Pavel în Romani? Deci toate aceste lucruri nu trebuie să fie pentru noi un suport ca să luăm în bătaie de joc pe Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, încotro se îndreaptă viața unui om cu astfel de gândire, care gândește, măi, eu pot să păcătuiesc oricât, pot să greșesc oricât, Dumnezeu e bun, e dragoste, mă iartă, așa că dar pot să păcătuiesc oricât, e harul mare. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, dar sunt nevoit potrivit adevărurilor lui Dumnezeu. O astfel de viață, canalizată, dacă vreți, pe o asemenea albie, s-o numesc spirituală, ce ține de suflet, nu duce într-o direcție bună. Ce se poate întâmpla? Un om care trăiește cu astfel de mentalitate a păcătuirii cu consecvență și conștiență din pricina faptului că Dumnezeu iartă și Dumnezeu șterge vinovăția noastră, merge în direcția să săvârșească păcatul fără pardon. Să păcătuiască și să păcătuiască și viața lui să se transforme, dacă vreți, într-un maraton al păcătuirii. Asta e cea mai mare problemă. Ajunge chiar până acolo să numească binele răul? Așa este, așa cum spune profetul. Să numească binele rău, să numească noaptea zi, să numească nedreptatea dreptate și să se laude din punctul acesta de vedere. Pe de o parte, deci, să săvârșească păcatul în mod curent și consecvent, pe de altă parte, poate să ajungă la momentul acela în care Dumnezeu
văzând un asemenea dispreț la adresa lui, să aducă judecata încă de pe pământul acesta. Și au fost multe situații în care cetăți, popoare, națiuni sau oameni, familii, au primit dreapta judecata lui Dumnezeu tocmai de pe pământul acesta din pricina faptului că au nesocotit binecuvântările lui Dumnezeu. Chiar și poporul ales a fost pedepsit într-un asemenea fel, într-o asemenea manieră, poporul ales, rânduit și, dacă vreți, planificat de Dumnezeu pentru un anumit scop, a fost pedepsit de Dumnezeu pentru că n-a înțeles nici dragostea, nici timpul de har, nici vremea îndurării pe care Dumnezeu o oferă. Ce este de făcut în cazul acestui păcat? În cazul acestui păcat este de urmărit, dacă vreți, caracterul chipului Dumnezeu în totalitate, nu luate frânturi din el, ci înțeles că lângă dragostea lui Dumnezeu trebuie imediat pusă și dreptatea lui Dumnezeu. Lângă bunătatea lui Dumnezeu trebuie pusă imediat și asprimea lui Dumnezeu, justeția lui Dumnezeu. Lucrul acesta va împiedica pe om să păcătuiască? Eu cred că da. Va fi o piedică în a se gândi că Dumnezeu nu este unul tolerant la infinit, nu este unul orb, nu este unul fără auz, care să nu perceapă tot ceea ce face omul pe pământ, ci este un Dumnezeu care evaluează, care cântărește toate lucrurile și, dacă vreți, este o linie mai devreme sau mai târziu pe care Dumnezeu o poate trage în dreptul lui. Pe de o parte, să te uiți la Dumnezeu într-un mod just, într-un mod corect și să-L vezi ca atare. Pe de altă parte, să înțelegi că, de fapt, o stare din aceasta de a trăi fără pardon, din punct de vedere moral, din punct de vedere etic, din punct de vedere al credinței, te transformă într-un neom, te transformă într-o creație a lui Dumnezeu schimonosită. Creația lui Dumnezeu, implicit noi, a fost făcută desăvârșit, în frumusețe, în moralitate, în etică. Ori noi, încercând prin regenerarea pe care Duhul Sfânt a produs-o în viața noastră să trăim în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, de fapt noi ne întoarcem la acel chip planificat și gândit de Dumnezeu atunci, la începutul pământului, la începutul existenței noastre pe pământul acesta. Deci a trăi frumos, de fapt, noi nu facem altceva decât să urmărim traiectoria pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru viața noastră încă de atunci, de la început. Așadar, dragi ascultători, alături de pastorul Ion Cocârțeau, am discutat astăzi despre un nou păcat în cadrul emisiunii Valiza cu Păcate. Până săptămâna viitoare, nu uita, scapă de păcat!